Ei, mâine la petrecere vor veni foștii concurenți. Știți, acea petrecere fabuloasă cu foștii concurenți va fi mâine. Din câte am înțeles, Gabriela își dorește foarte mult să vină Denisa. Valentin spune că vrea să aibă o discuție cu Sebi, că a fost ușor dezamăgit, gen că atunci când i-a transmis mesajul lui Viorel, nu a spus și despre el nimic. Se gândeau dacă va veni Andrei, chiar se gândeau să-l pună să-i tundă. Spunea că dacă va veni Andrei, s-ar gândi să-l face să-i tundă, pentru că deja le știe forma capului și vă dați seama, numai de tuns n-are el chef. De Giorgio spunea că le-ar fi dor, dar dacă nu e în țară, vă dați seama că e un sacrificiu mult prea mare să vii atâtea sute de kilometri doar pentru o petrecere. Nu mai știu cine au fost așa foștii concurenții, nu-mi dau seama. Damaris s-ar putea să vină și ea. Nu știu, să spuneți dumneavoastră cine credeți că este, cine credeți dumneavoastră că vine sau cine știți că vine, că cu siguranță și cunoașteți detaliile. Sper să fie o petrecere relaxantă, să nu se enerveze nimeni și să nu fie... Damaris s-ar putea să vină fix pentru Raluca, pentru că am văzut că gen o susține și atunci s-ar putea să vină pentru ea. Nu-mi dau seama, chiar nu știu. Să spuneți și dumneavoastră ce părere aveți și cine credeți de fapt că va intra mâine în casă la această petrecere.